Era ultima săptămână de liceu și atmosfera era ca o salată dubioasă de la autoservire de pe litoral. Adică cu părți mai bune și cu părți care te puteau face să vomiți instant. Cred că ultima parte se regăsește la mai multă lume, nu doar când se termina liceul. Știți săptămâna aia când vine ultimul sau ultima nenorocită de profesoară, profii aia care nu vă înghiți niciodată. Deja cred că fiecare dintre voi are o imagine clară în cap cu personajul despre care vorbesc. Bă, fix ăla sau aia, la final o dădeau cotită. Mai ales dacă erau alți profesori în zonă. Că vai, ce bine s-a înțeles cu voi, că ce clasă unită, că ce copii a avut, că datorită lor au învățat copiii la română, fizică, orice materie predau ei. Că se bucură că le-a fost profesor 4 ani. Fabulos, bă! Și tot ăștia, bă, dacă se dădea bacul cumva din materia lor, veneau și ziceau: să nu mă faceți, băi, de râs peste 2 săptămâni, da? Tot despre ei era vorba, bă. Păi dacă iau 4 la materia pe care ai predat-o tu, nu te fac eu de râs, te fac singur, băi, analfabetule. Că n-ai fost în stare niciodată să explici nimic în viața ta, bă. Ei schimbau macazul și erau mai blânzi la final, nu că ar fi regretat ceva. Tot să se laude ei pe ei în fața altor profesori și să nu ia elevii la mișto cumva. Dar toți ăștia o iau pe cocoașă verbal, cel puțin de la un elev în ultima săptămână. E ca un schimb de putere. Mediile încheiate, ultimul an, nu-și mai permis să te ia peste picior, îi iei tu după 4 ani de teroare. Măcar o dată să audă la final de la un elev: bă, ești un prost, bă. Aia e partea bună din salata asta. Plus profii aia cu care te-ai înțeles cât de cât mereu. Ăia fără probleme la mansardă. Și pe lângă asta, toți copiii care aleargă pe holuri, fericiți că scapă și totul se termină și ușor stresați din când în când că vine prostia aia de examen. Pe lângă asta, în fiecare zi, în ultima săptămână, vedeam pe holuri câte o față de asta înlacrimată pentru că urma să se despartă de colegi. Chiar mă gândeam, cum să plângi, mă, la așa ceva. Dar câteodată, când mă gândesc la cum e acum, parcă-mi vine și mie să plâng că s-a terminat. Buenos dias, ce mai faceți? Deci să vă zic cum a fost ultima săptămână de liceu din punctul meu de vedere. Cred că cel mai potrivit cuvânt pentru a descrie săptămâna asta este relaxant. N-am cuvinte să vă descriu senzația aia că s-a terminat chinul, că am scăpat, că nu mai trebuie să învăț pentru o perioadă de timp, vă dați seama. Senzația asta a fost minunată la sfârșitul fiecărui an, dar la finalul celor 4 ani de liceu a fost de 10 ori mai intensă. Mă rog, a fost lejer pentru că majoritatea mediilor erau deja încheiate, profesorii nu mai predau nimic și de cele mai multe ori stăteau de vorbă cu noi, bineînțeles, ăia care erau de treabă, care au fost întotdeauna ok. Ceilalți care erau cum erau, să nu-i mai descriu acum, n-aveau nicio treabă, își făceau treaba lor și ne lăsau în pace. Acum vă dați seama că puteam și noi să ne dăm un spectacol, să facem ce vrem, nu mai conta, mediile erau încheiate. Nici pe ei nu-i mai interesa, în cel mai rău caz te mustra puțin și zicea: la fel de obraznic o să rămâi toată viața. Mai că nu zicea în față că o să ajungi un ratat. Alții care erau mai importanți nici nu s-au mai închis să vină. Oricum a fost ok. Am ieșit cu colegii în oraș, pe unii dintre ei am văzut atunci ultima oară. Bine, nu că mi-aș dori să-i mai văd oricum. Țin minte că venise o profesoară care a fost super ok și a stat de vorbă cu noi. Ne-a întrebat ce vrem să facem mai departe, unde vrem să mergem, ne-a vorbit niște chestii de-astea de viață, pormă ne-a urat succes la BAC și aia a fost. Ca să înțelegeți, asta s-a întâmplat în 2016, adică acum 7 ani jumate, dacă vă vine să credeți. Oricum, vă dați seama că, virgulă, chiar dacă profesorii ăștia au fost ok, nu mi-e dor de ei. Profesor școală, nu, vă dați seama. Apoi a urmat perioada aia de tranziție până la BAC, în care am stat stresat ca dracu și învățam în fiecare zi. Totuși țin minte că, virgulă, chiar dacă am învățat mult, atunci am mai ieșit și afară. Adică aveam nevoie, frate, și de niște pauze de genul, pentru că altfel nu mai dădeam randament. De ce zic asta? Pentru că erau unii care ziceau: a, nu ies afară, trebuie să învăț pentru BAC. De parcă contau 2 ore. Mă rog, la voi cum a fost ultima săptămână de liceu? Cei care l-ați terminat, bineînțeles. Ați făcut vreo nenorocire sau...